Doamnelor și domnilor, chiar acum la Happy Cafe ne povestește despre magia Crăciunului ei, Paula Selig. Paula, bine ai venit în platoul nostru Happy. În mintea mea, ca și în mintea celorlalți, sunt sigură, atunci când spun Paula Selig, îmi vine instantaneu în minte numele Crăciunului, pentru că atunci când zic Paula Selig, mă gândesc la sărbătoarea asta minunată și la colinde. Și la colindele tale minunate. Așa că aș vrea în primul rând să te întreb cum îți petreci Crăciunul. Cumva este un cadou pe care mi-l fac în fiecare an, de a petrece Crăciunul cu părinții în locurile unde am crescut. Și doar dacă nu este un caz excepțional, de obicei mergem acolo și mă bucur pentru că stăm, discutăm, ne întoarcem în timp. Sunt și colindători. Până acum, eu fiind prinsă cu turneele de Crăciun, de sărbători, mai greu și mai rar mă duc și eu la rândul meu la colindat, așa, ca tot omul, cum se zice la noi, pentru că intervine o oboseală destul de mare, noi începând turneul încă de la jumătatea lui noiembrie. Dar atunci mă răsfăț și primesc colindătorii și oamenii care vin să-mi ureze la mulți ani, pentru că nu știu dacă știai, dar de Crăciun e și ziua mea. Serios? Foarte serios. Când? Chiar pe 25 decembrie. La mulți ani! Mulțumesc! Nu pot să cred, foarte tare! Uite, îți mulțumim din suflet că ne-ai făcut de ziua ta un cadou atât de frumos nouă, să ne acorzi de acest interviu. Cu drag. Într-o zi așa minunată și specială pentru tine. Iată, un caz excepțional. Exact! Mă bucur tare mult! Mulțumesc! Aș vrea să menționez faptul că, nu știu dacă aș zice neapărat că nu mai mergi la colindat, pentru că tu mergi la colindat în turneu. Da, cum mă duc la colindat? Asta zic, tu te duci cu tot alaiul. În mod organizat, cu tot alaiul și cu sonorizări și cu... Da, e o mare bucurie pentru mine să cânt colinde. E adevărat că așa cum se întâmplă și în cazul cântecelor bisericești, pentru mine colindele sunt terapie. Sunt ca un fel de... intru într-o zonă așa luminoasă și îmi place să duc mai departe cântecele astea despre nașterea Domnului, cântece și colindele laice sunt foarte frumoase și îți dau o anumită stare și mă bucur că de ceva timp primesc mesaje de la oameni care îmi spun că nu există sărbători să nu cânte la ei în casă colindele pe care le-am înregistrat de-a lungul timpului. Cred că primul pe care l-am făcut a fost Colindăm, Colindăm, în urmă cu foarte mulți ani, prin 98, dacă nu mă înșel. Wow. Și de atunci îl tot cânt peste tot și este cumva colindul meu de referință, Colindăm, Colindăm. Cum ai putea descrie în trei cuvinte sărbătoarea asta magică, Crăciunul? Păi exact așa cum ai spus și tu, este o sărbătoare magică, în primul și în primul rând. În al doilea rând este o întoarcere la sufletul nostru, la felul în care vrem să devenim mai buni, să fim mai apropiați cu... partea latura noastră pozitivă și bună și este sărbătoarea nașterii Domnului. Asta trebuia să spun în primul rând. Este sărbătoarea ce povestește despre Mântuitorul Hristos care a venit să salveze lumea și să ia asupra sa toate păcatele lumii. Foarte frumos spus. Cred că cel puțin pentru mine, atunci când mă gândesc la Crăciun, mă duc cu gândul în copilărie, atunci când magia Crăciunului era nepătată, să zic așa. Și aș vrea să te duc și pe tine puțin într-o călătorie în trecut și aș vrea să te rog să-mi povestești o amintire dragă ție din copilărie, din preajma sărbătorilor de iarnă. Eu am foarte multe amintiri din preajma sărbătorilor de iarnă, pentru că pe toate le-am petrecut la bunici și bunicii mei erau, Dumnezeu să-i odihnească, niște oameni fantastici, atât de calzi și atât de buni și nu exista, boacănă pe care să o facem și să nu o trateze cu căldură și cu drag. Adică cea mai gravă ceartă pe care am primit-o de la bunicii mei a fost: da, bine așa, dragul meu. Cam așa. Așa că îți dai seama că toate zilele petrecute acolo pentru noi erau fantastice. Ne duceam în preajma sărbătorilor la Săniuș și nu ne mai aducea nimeni acasă. Veneam uzi, luarcă, morți de oboseală.
Iar de Crăciun eu eram consemnată în bucătărie cu bunica, ajutându-o să facă toate pregătirile de sărbători. La noi sunt niște preparate foarte speciale pe care eu acum nu prea le mai consum, pentru că nemâncând produse de origine animală, mama reușește să găsească niște înlocuitori. Dar atunci făceam brânzoici cu brânza de la vacă, vaca personală, ce era foarte frumos tratată și iubită și pupată și cu care vara eu mă duceam la câmp și aveam grijă de ea. Și făceam brânzoici, făceam sarmale, făceam cozonaci, tot felul de mâncăruri, salată de băf și alte preparate. Și eu eram acolo, vioara întâi, bunica tot timpul mă punea să fiu parte din ele, să înveți, dragul meu, să știi și tu cum să fac aceste bucate. Da. Era foarte frumos și mi-amintesc o noapte, în special o noapte de Crăciun. De Crăciun eram răsfățată, pentru că fiind ziua mea, eram patru perișori, dintre care trei băieți. Și cumva mă răsfățau știind că e ziua mea și părinții mei la fel. Dar partea mai puțin frumoasă era că primeam un singur rând de cadouri de Crăciun. Adică nu era cadou de ziua mea și cadou de Crăciun. Era un cadou, ăsta e. Și în felul ăsta eram așa tratată frumos. Și ne-am hotărât noi pe la 3 dimineața, după ce ne-am întors de la colindat, să merem cu Săniuța. Era o iarnă sticloasă, așa cu un ger pe care îl simțea. Era atât de frig încât nici frig nu-ți mai era, nu știu cum să mă exprim. Parcă se bloca ceva așa pe fața ta, se bloca fața de la frig și nu mai simțeai nimic. Și ne-am dat pe drum, atunci nu era traficul ce e în ziua de astăzi, ne-am dat pe drum până dimineață, pe la 5 dimineața și nu ne-a zis nimeni nimic. Și a fost așa pentru noi, mamă, am stat până la 5 dimineața și ne-am dat cu Sania. Foarte tare. Și am ajuns rupți, am dormit toată ziua a doua zi, mă rog, până când am fost treziți de colindători. Atunci se colinda extraordinar de mult. Colindau, veneau cetece, nici nu reușeau o ceată de colindători să termine de cântat, că era altă ceată care aștepta intre la show, să intre la spectacol. Și știu că pe atunci era un element care pe mine mă speria foarte tare. Da, mă speria, de Revelion se făcea mers cu capra, nu știu dacă știți. Știu. De urat, nu știu ce, și era o capră confecționată foarte interesant, cu o chestie așa care făcea așa. Îmi era o frică de capra aia și nu venea așa și făcea așa. Și era mică și mă speriam și mă ascundeam sub pat. Era, da, nu știu, cred că și acum, dacă aș vedea o capră din asta că îmi face așa, mi-aș aminti de senzațiile de atunci. Vai, ce amintiri mi-ai trezit în copilărie. Și eu am crescut la țară și bunica mea ne-a confecționat capre. Așa. Și jucam capra prin sat. Eram, show. Da, aveam și noi show-ul nostru. Eram eu cu fratele și cu verișorul nostru. Și mergeam ba cu capra, ba cu ursul, ba cu mascații. Erau trei obiceiuri diferite. Și țin minte tot așa că era coadă la porțile vecinilor din sat, care să intre primul, care primește mai mulți covrigi, mai multe nuci. O competiție. Da. Era competiție pentru că nu se dădeau bani cum se dau acum. Așa e. Ci se dădeau tot felul de produse, de la, într-adevăr, mere, nuci și așa mai departe, dar mai era o chestie foarte tare dacă știai casele alea care erau așa mai înstărite și aveau anumite chestii și își permiteau. Acolo se dădeau, vorba lui mama, testuri. Testurile erau niște prăjituri făcute foarte așa complicat, cu cremă, cu blat de nu știu care, cu miere de albină, cu tot felul de produse și erau, ni le puneam așa în șervețele și veneam cu ele acasă și ziceam, noi asta, hai să vedem, ale tale cum sunt, ale mele sunt așa, tu cum ai primit, cât ai primit din astea? Era așa o competiție care primește mai multe prăjituri și mama cu mătușa mea, mi-amintesc că era în competiție permanentă care face prăjituri mai bune. Noi eram juriu,
că uneori mergeam și de două ori la mătușa să mai luăm o tură. O colindez de două ori. Da, 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 da. Și uite așa, erau timpuri frumoase în care parcă eram un pic mai apropiați de firea noastră și mai îndepărtați de comercial și de lucrurile astea așa globalizatoare, dacă e să zic așa.